Continuă emisiunea De ale Buzoianului. Vorbim despre prevenire și despre cum să avem sărbători liniștite. Și vorbeam mai devreme, doamna subcomisar, despre proiectele, programele de prevenire pe care le aveți pentru familii, pentru a stopa violența în familii. Avem însă o perioadă în care sunt foarte mulți buzoieni care pleacă de acasă, de sărbători, și atunci locuințele rămân așa un fel de invitație pentru hoți în multe cazuri, pentru că nu toți proprietarii de locuințe își asigură așa cum ar trebui locuințele. Și o să vă întreb ce ar putea fi făcut astfel încât să evităm astfel de situații neplăcute. Știu că a fost demarată și o campanie care se numește Hoții îți invadează intimitatea. Exact. S-a dorit, campania e un concept nou aproape din toate punctele de vedere. Când au folosit în titlul Hoții îți invadează intimitatea, au vrut să atragă atenția asupra faptului că, dincolo de prejudiciu material pe care ți-l creează o spargere de locuință, cel mai grav lucru care ți se întâmplă e acela în care simți intimitatea invadată, simți că spațiul tău extrem de privat, în care doar cei pe care tu le permiți să intre îți pășesc pragul. Lucrurile personale răscolite, au fost situații în care chiar spuneau copiii au refuzat să se mai ducă la bunicii care fuseseră victime ale unei spargeri de locuințe. Asta a încercat titlul campaniei să sensibilizeze pe latura aceasta. Revenind, spuneam că e un concept nou. E un concept nou pentru că se folosesc în vremurile moderne, în care omul are din ce în ce mai puțin timp, în care e bombardat de foarte multă informație și nu mai e dispus să acorde atât de multă atenție, e din ce în ce mai greu să transmiți mesajul preventiv. Va trebui să ținem cumva pasul, nu putem face întotdeauna pentru că e vorba și de costuri, dar pentru această campanie au existat fondurile necesare, campania se desfășoară cu ajutorul unor ochelari VR de realitate virtuală, care, cu ajutorul cărora cei doritori vor vedea exact scena spargerii unei locuințe, fiind atât de bine realizat încât au aproape sentimentul de prezență fizică a cuiva, a unor persoane lângă ei. Asta tocmai pentru a realiza pe deplin, ca și când ai fi acolo, ca și când ți s-ar întâmpla în realitate. Evident, există și materiale listate pe care le vom afișa în diverse spații publice, aglomerate, circulate de către cetățeni în toată această perioadă în care prin aceasta e caracterizată de multă, multă, multă aglomerație. Și cu ochelarii respectivi unde mergeți? Unde au ocazia oamenii să vadă? O să începem. N-am stabilit detaliile finale pentru evenimentele pe care le vom desfășura. E o campanie până în februarie, nu? Da, până în februarie. Ne gândeam că cea mai potrivită zonă ar fi zona spațiilor comerciale, ca să fie în interior, sau folosit spațiul pe care îl avem noi, Centrul de Prevenire a Criminalității, cu grupuri țintă potrivite. Dar la fel, eu consider că baza educației se pune de mic, de tânăr, și atunci nu vor fi ocoliți nici adolescenții și tinerii. Restul prin președinții asociațiilor de locatari, persoane interesate, persoane adulte, chiar ei, președinți, administratori, deci orice persoană care poate contribui la transmiterea mesajului nostru, la conștientizarea riscului. Spuneați acum de sărbători, ce ar trebui făcut? Așa, ce măsuri am putea asta vreau să luăm? Să revin la recomandări și la măsuri, pentru că spuneați că e o invitație deschisă. E o invitație deschisă în măsura în care proprietarii comit niște imprudențe. Conform studiilor, una din patru locuințe este spartă pe fondul neglijenței proprietarilor. Acum, iar întotdeauna am spus, nu vreau să se înțeleagă greșit, nu vreau să cert pe nimeni, vreau doar să semnalez că prin ceea ce fac sau nu fac, contribuie la reușita infractorilor. Spre exemplu, pleacă de acasă, de Crăciun sau de Revelion. Lasă locuința pentru o perioadă de timp singură, nesupravegheată. Mai fac și imprudența de multe ori din dorința de a comunica unde își petrec sărbătorile, în ce cabană de vis,
fac imprudența de a spune lucrul ăsta, de a-l face cunoscut pe rețelele de socializare. Evident, odată ajunși acolo, mai fac și check-in ca să fie dovada clară și să nu existe niciun dubiu că ei chiar își petrec sărbătorile acolo. Lucrurile acestea nu trebuie făcute, sau dacă doresc să o facă, să o facă la revenirea din vacanță la domiciliu. De asemenea, o locuință lăsată pentru o perioadă destul de mare fără supraveghere are câteva elemente pe care întotdeauna infractorii știu să le vadă, știu să le recunoască și evident să le și speculeze. Spre exemplu, o cutie poștală plină de facturi, scrisori, materiale promoționale de la diverse supermarketuri va fi un indicator că nimeni n-a mai ridicat corespondența din acea cutie poștală, deci evident nimeni nu a mers la acea locuință. E ușor să te uiți, cutia poștală are număr, a identificat exact apartamentul despre care e vorba, mai departe nu ai decât să o operezi. Pentru aceasta bine ar fi să, odată cum spuneam, să nu ne facem cunoscută plecarea sau să spunem doar unor persoane apropiate, de asemenea să rugăm persoane apropiate și de încredere, un vecin sau poate o rudă, să treacă periodic pentru a ridica toată această corespondență care s-ar putea aduna. Poate că ar putea fi o practică și la nivelul asociațiilor, femeia de serviciu sau la un moment dat să le ia. Bun, dacă e vorba de materiale promoționale, facturile mai sunt necesare. De asemenea, și nu implică costuri foarte, foarte mari sau raportul costuri-beneficiu va fi în favoarea beneficiilor. O lumină lăsată aprinsă undeva pe un hol, un radio care ar putea funcționa astfel încât să lase impresia că cineva este acasă. Și de asemenea sunt măsuri care pot fi luate astfel încât să nu se știe că în acea locuință nu mai vine nimeni o săptămână sau poate o perioadă chiar mai mare de timp. De asemenea, există dorința de a găsi la întoarcere nu un aer închis, ci un aer proaspăt, motiv pentru care se lasă ferestre rabatate sau eventual ferestrele de la baie deschise, considerându-se că sunt prea mici pentru a putea pătrunde cineva prin ele. Din experiență le spun cetățenilor că și prin acele spații extrem de mici se pot strecura persoane sau că infractorii se adaptează și de multe ori folosesc copii, spre exemplu, atât pentru faptul că se pot strecura prin spații foarte mici, cât și pentru faptul că odată, dacă ar fi prinși, nu au răspundere penală, deci nu li s-ar întâmpla nimic. Așa că geam rabatat, mai ales la parter sau la ultimile etaje, sub nicio formă. La parter, nu numai acum în această perioadă, în tot timpul anului, ne-ar fi extrem de folositoare gratiile, geamuri închise la baie, chiar dacă atunci când ne întoarcem găsim un aer puțin închis, în câteva minute se rezolvă, se aerisește, adică nu cred că e un impediment atât de mare. Va fi de obicei vizată o locuință bună, acolo unde se știe că nu există sau riscul de a fi prins e mai mic pentru că sunt plecați proprietarii, dar va fi vizată în special o locuință de unde infractorul presupune că va avea o captură grasă. Motiv pentru care, iar, ca și recomandare valabilă pe toată perioada anului, să nu se laude cu bunurile, cu valorile, cu bijuteriile pe care le dețin în domiciliu. Recomandarea ar fi nici să nu le dețină la domiciliu. Există servicii, sunt depozite, sunt cutii bancare, sunt suficient de multe servicii dezvoltate în momentul de față, astfel încât să nu le țină la domiciliu. Dar dacă totuși o fac, recomandarea ar fi să nu vorbească despre acest lucru. De asemenea, foarte mare grijă la persoanele care vin în locuință, indiferent sub ce pretext. Poate fi o menajeră care, dacă e angajată la negru, e mai ieftină decât dacă aș închiria serviciile unei firme specializate. Întotdeauna, micile astea economii care se fac se pot regăsi în costuri ulterioare. Și v-am spus, nu atât cât de deposedare de bunuri, cât acest sentiment de invadarea vieții tale intime și private. De asemenea, nelăsate în domiciliu, în locuință, persoane care pretind că sunt venite cu diverse servicii, mai ales în această perioadă, iar fără să vreau să aduc atingere spiritului sărbătorilor. Mare grijă asupra colindătorilor. E frumos, e tradiție,
Bine ar fi să nu-i invite în domiciliu. Dacă totuși o fac, să aibă foarte mare grijă. Nu vreau să nu fie gazde bune. Dar un mod de operare, spre exemplu, de asta încerc cumva, din ce știu că se întâmplă, pe de-o parte, din cum mă gândesc cum ar putea înțelege oamenii sau cum ar putea percepe. Și de asta le dau un exemplu. Un mod de operare e acela în care mai multe persoane intrate în locuința cuiva pretextează ceva, nu știu, o nevoie urgentă, i s-a făcut rău și vrea un pahar cu apă sau i s-a făcut rău și are nevoie la toaletă. Distrage cumva atenția proprietarului, gazdei, astfel încât ceilalți pot opera, mai ales dacă. În momentul în care, după ce au colindat, li s-au dat sume de bani și au văzut de unde sunt luați banii, dintr-un sertar, dintr-un loc anume. Creind acest scenariu, simpla deplasare până la bucătărie pentru a aduce un pahar cu apă oferă suficient timp să deposedeze de sumele de bani pe care le-au văzut sau cine știe ce alte valori le-au observat foarte rapid, pentru că au un spirit de observație extrem de... Da, mai spuneați în emisiunile trecute despre un obicei al unor oameni că atunci când intră în apartament, pe hol, dacă au o masă sau un cuier, să-și agațe cheile de la mașină, mulțumesc, portofelul, geanta. Mulțumesc, și cred că e valabil și în cazul colindătorilor, dar și în alte situații. Da, mulțumesc că mi-ați adus aminte. Da, există acest obicei de a lăsa tot ceea ce aducem de afară, geantă, geacă, poșetă, borsetă, undeva la intrarea în locuință, de cele mai multe ori un cuier aflat pe holul de acces în locuință. Dacă, pe lângă faptul că le lăsăm acolo, mai lăsăm și ușa descuiată, n-am făcut decât să... și mai e încă un element. N-am făcut decât să invităm, practic, pe oricine dorește să ne sustragă acele bunuri. Spuneam că mai e un element, acela în care, deși dăm bani, și deși o facem pentru a selecta, a tria cumva accesul persoanelor în scara blocului, nu mai folosim interfonul din comoditate așa cum ar trebui să-l folosim. Și am făcut periodic și facem periodic astfel de testări ale modului de utilizare, folosirea interfonului. Pur și simplu, în mod aleatoriu, apăsăm pe o tastă a interfonului, evident alocată unui apartament, pentru a vedea dacă suntem întrebați de unde suntem, cu ce scop în scara blocului. De cele mai multe ori nu suntem întrebați, iar dacă suntem întrebați, se mulțumesc cu un răspuns așa, cât să fie, de la poștă, de la, nu știu, zic, orice răspuns li se livrează, îl iau ca atare. Deci dacă am lăsat, n-am folosit, le-am găsit uneori și deschise, ușile prevăzute cu interfon, le-am găsit deschise, e blocată cu o cărămidă sau chiar cu un cârlig care se prindea pe partea cealaltă a peretelui, astfel încât accesul să fie facil. Bun, așa e, uneori e incomod, vin cu bagaje, vin cu sacoșe, mi-e greu să mai folosesc cartelă. Dar să nu uităm de ce le-am montat. Le-am montat tocmai pentru a crește gradul de siguranță. Bun, și dacă avem interfon, tot n-ar trebui să lăsăm ușa la locuință descuiată, pentru că, nu știu, m-am dus în ultimul dormitor sau la baia care e undeva în capătul locuinței și partea din față e complet nesupravegheată. Bun, o să vorbim puțin și despre, mai avem câteva minute, despre ce se întâmplă în perioada de sărbători în centre comerciale, în primul rând. E aglomerație, oamenii vor să-și facă, mulți dintre ei, cumpărăturile chiar în ultimele zile și bănuiesc că sunt polițiști în centrele comerciale, dar ar trebui să fim și noi foarte atenți, astfel încât să nu avem probleme. Exact. Eu n-aș spune neapărat centru comercial, ca să nu se înțeleagă că doar acolo. Eu aș spune că oriunde există o aglomerație umană, indiferent dacă este în exterior sau în interior, există anumite riscuri. Riscurile în aglomerații sunt de deposedare a portofelului, a furtului din geantă, de rătăcirea copiilor, de furturi din autoturismele parcate în parcări de asemenea aglomerate. Cam acestea sunt riscurile asociate, așa că aș veni cu niște recomandări cu caracter general atunci când pleacă la cumpărături în această perioadă. Bine ar fi să utilizeze cardurile, lucruri pe care cred că în ultima perioadă populația chiar o face.
Să nu umble cu sume mari de bani, pentru că există riscul. Am scos suma care îmi trebuie pentru achiziționare, restul i-am pus repede, fără preocupat să plec, să aibă loc și ceilalți, îi pun într-un buzunar exterior, de acolo pot fi sustrași cu foarte mare ușurință. De asemenea, poșetele să nu fie ținute undeva în spate, ci întotdeauna sub cot, sub braț. Trebuie să mai știe că, de asemenea, în mijloace de transport în comun, dacă sunt foarte aglomerate, se pot întâlni cu astfel de hoți din buzunare. Trebuie să știe că aceștia folosesc ca și elemente ajutătoare ziare sau orice obiect voluminos cu care, pe de o parte, împinge un pic victima, astfel încât aceasta să se obișnuiască cu mișcarea și ulterior se ascunde cu acel obiect. Adică în momentul în care a ridicat, nu știu, să zicem, ziarul, cu mâna pe dedesubt poate opera fără absolut nicio problemă în buzunar. De asta atenție la atingeri repetate care li se pot părea suspecte la un moment dat. Cam asta ar fi riscul. Aș zice două, trei cuvinte despre copii. Ei sunt la fel de dornici ca și adulții să meargă la cumpărături. De multe ori îi lăsăm să-și aleagă ei cadourile, motiv pentru care sunt cu noi în toată această perioadă de cumpărături. Trebuie să, și iar, e valabil tot timpul anului, dar în special acum, pentru că acum, bine, și vor mai fi și sărbătorile de Paști, în special acum, pentru că acum va fi nebunia cumpărăturilor, alergăturilor. Trebuie copilul să fie învățat câteva lucruri care țin de siguranța lui. Copilul trebuie să știe, și de la vârste mici mă refer, copilul trebuie să-și cunoască numele complet, trebuie să cunoască numele părinților, trebuie să cunoască adresa, trebuie să cunoască un număr de telefon al părinților, locul de muncă al părinților. Trebuie să aibă stabilite câteva lucruri, gen, dacă te-ai rătăcit și suntem într-un spațiu comercial, spre exemplu, te duci la informații. De acolo se poate anunța foarte ușor prin stație, dar vin cu niște elemente, copilul și îi spune pe nume, părintele nu știu care, este chemat, este așteptat, adică se ușurează foarte mult regăsirea copilului cu familia. De asemenea, dacă nu e într-un spațiu comercial, să se ducă la informații în orice zonă, că vorbim, uitați, or să fie multe evenimente publice, or să fie concerte, or să fie, se poate întâmpla în exterior să se rătăcească. Vă dați seama ce înseamnă un copil de câțiva anișori rătăcit într-o mulțime de oameni, fără posibilitatea de a vedea peste ei, pur și simplu nu vede decât picioare și cel mult cam până pe aici. Copilul trebuie să fie învățat ca întotdeauna să se ducă către o persoană cu o uniformă. Nu știu dacă va avea șansa să întâlnească întotdeauna un polițist, dar dacă nu e polițist, e polițist local. Dacă nu e polițist local, e un agent de pază. Dacă nu e un agent de pază, e un lucrător la un anumit supermarket. Deci o uniformă, pentru că asta dă foarte multă siguranță copilului. Au fost cazuri când rătăcit, și poate că n-ar fi fost într-un risc și într-un pericol foarte mare, s-a îndreptat către persoane complet nepotrivite și abia atunci a ajuns într-o situație de risc. Cam acestea ar fi recomandările pentru copii. Aș atrage un pic atenția asupra consumului de băuturi alcoolice. Și cu copiii cred că ar trebui părinții să fie foarte atenți. Vorbim acum de vârsta adolescenți tineri. Să fie foarte atenți unde își petrec copiilor sărbătorile. E ușor să vină să-ți spună că face într-un anumit loc un anumit grup și tu să crezi că lucrurile chiar stau așa. Aș recomanda părinților să verifice informațiile, să verifice localul în care copilul spune că își face revelionul, spre exemplu, grupul de prieteni, să încerce să ia legătura cu părinții prietenilor cu care, cum propriul copil spune că își va petrece sărbătorile, astfel încât să aibă cât mai mult control asupra destinației și anturajului în care copilul lui va fi de sărbători. Asta pentru adolescenți tineri. Spuneam de alcool, cât am reușit am spus. Acum aș atrage atenția în special consum de alcool atunci când suntem la volan. Să nu uite, e infracțiune. Bun, e contravenție până la un anumit prag și ulterior infracțiune, dar așa cum spuneam, se consumă destul de mult în această perioadă. Nu are rost. Dacă doresc să se simtă bine, dacă doresc să consume, să ciocnească un pahar de sărbători cu cei apropiați, există alte modalități de deplasare, taxiuri sau pe jos, că de ce nu, după atâtea alimente mișcarea consistente, face bine, mișcarea, da, ar face chiar bine. Asta și să nu ne grăbim, bănuiesc că o să fie traficul destul de
da, îngreunat, exact. Da. O să fie și blocaje, o da. Să fie și echipaje de la poliție, dar nu pot fi peste tot, așa că și viteza ar trebui să fie, mult nu? Cert, și starea tehnică a mașinii, mai ales dacă se iau în calcul deplasări pe distanțe mari. Era un sketch pe vremea până în 89, întârziem la Revelion, apropo de ce ziceați dumneavoastră, să nu se grăbească. Or să ajungă și la Revelion. Asta era trimiterea. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit. Știu că e o perioadă aglomerată, ca întotdeauna de altfel. Știu că lucrați în perioada sărbătorilor, da. Și dumneavoastră și colegii, așa că o să vă spun să aveți sărbători liniștite, în primul exact. Rând. Și vă mulțumesc mult pentru toate informațiile pe care întotdeauna le oferiți. Sper să fie de folos tuturor celor care ne urmăresc și să le trateze cu maximă atenție, pentru că sunt metodele prin care putem să evităm situații exact. Foarte grave. Vă mulțumesc încă o dată și spor la treabă! Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul Campus TV. Seară bună! La revedere!